Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici și astăzi, după cum vedeți, sunt îmbrăcată ca și în videoclipul trecut. Asta pentru că am filmat partea cu challenge-ul și am zis că dacă tot sunt machiată, mi-au reparat și geana. O să vă las link-ul în descriere dacă nu știți despre ce vorbesc. Și da, fiind liber, am zis că haideți să mai filmez încă un videoclip în continuare pentru că am adunat de câteva săptămâni niște produse pe care vreau să vi le arăt. Sunt produse în materie de haine și încălțăminte. Produsele sunt achiziționate din următoarele magazine, din H&M, din Stradivarius, din New Yorker și de pe site-ul depurtat.ro. Așa că haideți să nu mai lungim și să trecem la subiect. Și toate bunurile pentru a vă spune exact cât au costat. Nu știu dacă le mai găsiți în magazine sau nu, dar dacă eu le mai găsesc, vă voi lăsa în descriere linkurile către fiecare produs în parte, dacă vă interesează unul dintre ele. Voi începe cu această bluză care este super, super, super mega pufoasă și pe care mi-am cumpărat-o tocmai în ideea de a nu mai muri de frig, pentru că degeaba ei, din punctul meu de vedere, 10 helăni și nu știu ce pe tine și nu știu câte pulovere, că parcă totuși nu... Nu știu, dacă există un produs de genul, cum e ăsta, care să-ți țină cald și dacă ai doar un tricou pe dedesubt, de ce nu? Adică decât să-mi iau 10 haine pe mine, mai bine mi-au un tricou și chestia asta sau o helancă și chestia asta și este super, super ok. Chiar am fost la munte cu ea și vă zic sincer că nu mi-a fost frig absolut deloc, chiar mi-a ținut de cald foarte mult. Acesta este un articol pe care l-am cumpărat din H&M, este în mărimea M. Următorul produs este o bluză luată tot în aceeași zi în care am cumpărat și bluza aceasta și a fost un pic mai scumpă, cred că a fost al doilea produs de pe bonul acesta și a fost 129,99 de lei. Aceasta este bluza, stați să o și dau jos de pe umeraj. Cred că m-ați mai văzut cu bluza asta, cred că în videoclipul acela cu șamponul solid. Ceea ce mi-a plăcut super mult la ea este că are umerii ăștia bufanți, nu știu cât o să vă dați voi seama, dar o să le și probez și o să vedeți voi în momentul în care le probez. La mână are așa un elastic care se strânge și este foarte fain și la fel și în partea asta de jos, vedeți că este un pic mai strâmtă. Chiar mi-a plăcut foarte mult și materialul, nu știu cât vă dați voi seama de acolo, dar este super, super moale și călduros. Și aceasta este tot de la H&M, dar aceasta este în mărimea S. Mărimea M era destul de oversize pentru mine, așa că am ales să-mi iau mărimea S, dar este super, super faină. Se poate lua și doar așa cum e ea și chiar vă ține de cald, e moale, super moale și cred că pe asta am mai văzut-o în H&M în ultimul timp. Dar vă zic, chiar merită, este un material super fin, călduros. Un pic mi s-a părut cam scump, într-adevăr, dar nu știu dacă acum mai au reduceri, dar de Black Friday, cred că fix vinerea aia când a început Black Friday, au avut reducere în magazine de 20% și atunci mi-am mai cumpărat eu încă un articol, dar o să vi-l arăt mai imediat. Acum un alt produs pe care l-am cumpărat tot în aceeași zi, pentru că v-am spus că m-am dus de două ori în H&M, mi-am mai cumpărat o pereche de pantaloni și haideți să-i și aduc. Aceștia sunt și pantalonii, chiar sunt foarte fine, simpli, negri. Sunt destul de elastici din ce pot să vă zic din cât, de câte ori am purtat până acum. Pe spate au simplu niște buzunare. Acum nu sunt călcați, tocmai ce am scos de la spălat, ea arată în felul ăsta. Dar sunt niște blugi simpli negri, fără să fie rupt sau alte chestii, pentru că eu nu știu cum am reușit în ultimul an să-mi cumpăr doar blugi care ori sunt tăiați, ori sunt zgâriați, ori majoritatea oricum sunt tăiați. Și efectiv n-am mai avut nicio pereche de pantaloni decentă, în afară de aia negri pe care am luat-o de la H&M, dar aia tip imitație de stofă, pe care ați văzut în haul celălalt din H&M, pe care l-am făcut cred că acum vreo lună sau ceva de genul. Și sincer, fără aia nu mai aveam efectiv nicio pereche de blugi care să zic că sunt decenți, care să mă duc cu ei undeva gen cu o cămașă sau ceva de genul. În rest, v-am zis, toți îmi erau rupți. Și de asta am zis clar că am nevoie de o pereche de jeans simpli, negri, care să pot să-i asortez cu o grămadă de chestii. Îmi place că sunt și cu talie înaltă, mi-ascund foarte bine șoldurile, te face mult mai slabă. Mie îmi plac genul ăsta de bluși care să aibă totuși un pic de elastic în ei, pentru că
Nu suport să mă strângă, nu suport să nu cedeze deloc, dar nici nu-mi placă ea super, super elastici, pentru că ea ajung în, ce știu, câteva purtări, să ajungă de zici că ar fi cu două mărimi mai mari decât ți-ai cumpărat și nu-mi place treaba asta, însă ăștia chiar cedează foarte puțin, adică trebuie să-i cumperi un pic strâmbi, pentru că după câteva purtări deja se lasă, dar nu se lasă în așa fel încât, nu știu, să-ți atârne pe fund sau în partea din față chiar. Cedează cât să te simți lejer și asta îmi place foarte mult când vine vorba de blugi. Acum vreau să trecem la următorul articol. Este un articol tot din H&M pe care l-am cumpărat chiar în vinerea de Black Friday, când ei aveau 20% reducere în magazin la toate articolele, indiferent cred că dacă erau și la promoție sau nu. Și mi-am mai cumpărat încă un articol, dar online, pentru că nu l-aveau decât online, nu l-aveau în magazine, așa că ăla o să vi-l arăt într-un alt videoclip în care o să vă arăt tot ce mi-a cumpărat de Black Friday. Următorul articol pe care l-am cumpărat este această bluză tip tricotaj. Tot așa, este mai strâmt aici la mâneci și în partea asta ar trebui să vină mult mai largă. Eu mi-am cumpărat mărimea, cred că S, da, pentru că în mod normal ea se purta cumva oversize, adică trebuia să fie foarte strâmtă aici la mâneci și în partea asta să atârne, dar nu mi-a plăcut, mi-am și făcut poze și cu M și cu XS și cu toate mărimile ce le-am luat acolo în cabina și sinceră să fiu, doar asta, S-ul, mi s-a părut mie că mă avantajează, mai ales că eu doresc să le port cu niște fuste, așa că am zis că nu m-a bine, stați să închid și nasturii ca să vedeți cum arată. Practic ce m-a atras la bluza asta au fost evident nasturii, pentru că sunt foarte eleganți și mi se pare că poți pur și simplu la orice bluză pe care o ai să atașezi niște nasturi din ăștia mai eleganți și imediat îi schimbi ținuta. Deci asta este și bluza. Stați apropiu aici de cameră și nasturii să-i vedeți. Nu prea vă dați voi seama aici cât e de faină. O să o vedeți cum arată pe mine. Sincer, îmi place foarte, foarte mult și materialul la fel este unul chiar călduros. Sincer, n-aș fi zis, dar m-am dus cu ea, am cumpărat-o vineri și duminică mi se pare că n-am mers, nu știu, prin Carrefour sau nu știu pe unde, am luat-o pe mine și am zis că hai să văd cum e, să văd dacă e călduroasă și efectiv mi-am luat doar o bustieră pe dedesubt, pentru că în momentul în care o închizi, ea nefiind super, super strâmtă pe corp și tu stai din profil, e posibil să ți se vadă sutienul sau mă rog, și atunci e bine să ai un maieu sau o bustieră sau ceva pe dedesubt. 100% conține și lână pentru că este chiar foarte călduroasă, dar stați că acum caut aici unde scrie, dacă și scrie în română undeva, dar dacă nu mă uit unde scrie în engleză. Deci 41% poliester, acrilic 4%, lână, evident, 3% și elastan. Deci o să o vedeți în momentul în care o probez, dar mie mi-a plăcut foarte mult și vă zic, cel mai mult mi-au plăcut nasturii. Ați mai văzut că mi-am mai cumpărat eu tot așa o bluză, tot de la H&M în holul trecut, care avea tot așa niște nasturi din ăștia eleganți și chiar mi se par foarte faine, nu știu, încep eu să am o problemă cu chestia asta, cred, dar mi se par foarte faine. Bun, acum haideți să trecem la Stradivarius, pentru că de acolo mi-am cumpărat două fuste mega, mega faine. Una, sincer, nu știu, o vânam așa de mult timp, dar tot am zis că nu o cumpăr, că mi se pare totuși cam scumpă, dar efectiv oriunde m-am mai dus nu mi-am mai găsit genul ăla de fuste și îmi plac foarte mult și mă refer la genul ăla de fuste plisate care au pliurile alea pur și simplu pe ele și sunt destul de lungi peste genunchi, aproape de gleznă. Și de foarte, foarte mult timp, după cum ziceam, am căutat, am tot probat, am mai probat una și în H&M, dacă mai am poza, când cred că m-am pozat când m-am dus acolo, o să vă atașez aici. Și după cum ziceam, nu mi-am găsit niciuna care să-mi placă, asta din H&M de care vă ziceam, poate că un pic se apropia, dar și asta era destul de scumpă, era mai scumpă decât asta din Stradivarius. Cred că aia era în jur de 140 de lei și nu mi-a plăcut la modul la care să zic wow sau să mă impresioneze cu ceva. Așa că am zis clar nu. Iar eu de câte ori mi-am căutat rochii din astea fuste cu pliuri, niciodată nu mi-am văzut una care să mă avantajeze, care să zic wow, nu știu, parcă nu-mi căutam genul ăla doar să fie pliurile alea și atât, ce parcă voiam să fie și din tiul, voiam să fie ceva, nu știu, care să arate bine cu mai multe ținute, să meargă și la tenis, să meargă și la pantofi, să meargă și la
sandale sau la orice chestie, așa că în sfârșit am găsit-o pe cea potrivită și v-am spus, o urmăream oricum de ceva timp, dar am zis că gata, îmi bag picioarele, o cumpăr, pentru că cred că de cel puțin jumătate de an am tot urmărit-o și văd că tot este în magazin, înseamnă că este un produs destul de cerut sau, mă rog, așa mă gândesc eu și vă zic, este super, așa că haideți-o și aduc ca să nu tot vorbesc fără ea. Asta este și fusta. După cum vedeți, în partea asta de deasupra are așa un tiul care este cu niște bulinuțe, iar ea este practic cu pliuri, nu știu cât o vedeți voi acolo. Ea practic este o fustă foarte simplă pe dedesubt dreaptă, dar ceea ce face diferența este tiulul ăsta care are pliuri și are și bulinuțele astea pe deasupra, sincer, deci vă zic, o ador, mi se pare bestială și a fost, cred că, 99 de lei, deci este din Stradivarius, mărimea M, zic, e foarte fain, în partea asta de sus are elastic, dar e un elastic decent, adică nu e din ăla care te strânge și ți iese burta pe afară, chiar e un elastic foarte fain, lejer, care îți dă așa o talie destul de îngustă și o să vedeți mai multe când o să o și probez. Iar al doilea articol pe care l-am cumpărat din Stradivarius este tot o fustă, dar de data asta este o fustă de piele și pe asta pot să zic că am văzut că se poartă de fapt genul ăsta de fuste ca și cum ar fi alea din liceu, cum era un Gossip Girl, cred că se cea de genul, chiar că și dacă sunt cu carou, și dacă sunt simple și dacă sunt din piele, dar în special asta de piele am văzut că se poartă și chiar și pantalonii am văzut că au început să se poarte din nou și eu cu pantalonii de piele nu mă bag de sub nicio formă, chiar am probat din nou o pereche în H&M și am zis că niciodată, așa că am luat fusta asta. Pam, pară! Asta este și fusta, deci eu o ador, fetelor, deci nu știu cum să vă zic, dar o ador, mi se pare bestială și v-am zis, a fost doar 69,99 de lei, pe asta am luat-o în mărimea L, pentru că la M erau destul de incerte țintele astea pe mine, în sensul că nasturile astea mă refer, pentru că dacă mă așezam, cred că era posibil să se desfacă vreunul dintre ei. Și am zis că decât să, din nou, să o iau foarte strâmtă, să n-o port și să zic că să o slăbesc și nu o să slăbesc niciodată, am zis că mai bine o cumpăr în mărimea în care mi-e bună. Și acum voi trece la produsele din New Yorker, pentru că nu sunt decât două produse și sunt ceva basic, adică nu vă așteptați ceva wow. Eu New Yorker, sincer, de o perioadă destul de lungă, cred că chiar un an sau și mai bine, nu prea mai intrat, sau și dacă intram, nu prea mi-am cumpărat nimica, pentru că mi s-a părut că unele prețuri s-au mărit destul de mult și de banii am cumpărat ceva din H&M sau din Stradivarius și calitatea evident era alta. Și recent, nu știu, am văzut, mi s-a pus mie pata, eu nu aveam nicio helancă, maletă, cum vreți voi să-i spuneți, și am zis că trebuie neapărat să-mi cumpăr o helancă albă și o helancă neagră, pentru că nu știu niciodată, sunt niște piese de bază și mi se pare că dacă nu le ai iarna, poți să suferi un pic din punctul ăsta de vedere, adică eu cel puțin sufeream, pentru că mereu purtam genul ăsta de bluze cum ieșea asta de pe mine și mi-era frig la gât, trebuia să-mi pun fular, dacă îmi puneam fular oricum tot mă bătea vântul aici că eram dezbrăcată și așa mai departe. Și atunci am zis neapărat trebuie să-mi cumpăr două helanci. Și trecând pe acolo prin Lotus, nu știu după ce, am văzut acolo în magazin ceva cu reducere sau mă rog, cu helanci, erau acolo la intrare și erau și T-body și asta m-a făcut să intru practic, pentru că m-am săturat să mi le tot bag în pantalon și să tot timpul să stea adunate și nici cum să n-arate și atunci am zis hai că îmi cumpăr una cu tip body și dacă găsesc și pe alb, îmi cumpăr și pe alb. Și când am intrat, nu știu dacă erau, dar eu așa țin minte că nu, erau cele cu body, erau doar tip mai eu. Și atunci am zis, ok, hai că îmi cumpăr una neagră fără bretele, pentru că poți să o iei, de exemplu, pe sub alte chestii, nu neapărat trebuie să aibă și mâine, că important e să-ți acopere aici gâtul și să fie, să arate și bine. Asta este și helanca. După cum vedeți, este super simplă. Este în mărimea L, am luat-o în L pentru că am zis că nu vreau să fie foarte, foarte strâmtă, să nu ajungă până jos sau să, nu știu, să mă strângă foarte, foarte tare. După cum vedeți, este destul de strâmtă, chiar dacă e L. Deci, din punctul meu de vedere, mai bine să fie lejeră decât să mă chinui să o închid între picioare și alte chestii. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult la ea este că este dintr-un material din ăsta destul de lucios. Vedeți că nu este material din ăsta de bumbac, este ceva sintetic, este 95% poliester. Dar vă zic, chiar e foarte faină și poți să o iei lejer pe sub alte bluze sau
ce știu eu, mi se pare că ar avea multe combinații, chiar și cu o fustă simplă, cu o chestie din asta și peste un cardigan. Cred că am dat în jur de 30 ceva de lei. Pe astea nu mai am bonul, cred că l-am aruncat, dar știu sigur că n-am dat mai mult de, nu știu, 30 ceva de lei, 40 de lei maxim pe ea. Și m-am mai cumpărat una albă. Am tot purtat-o cu bluza asta pufoasă de la H&M pe care v-am arătat-o prima, mai ales la munte, și a fost super. Acum am cer scuze că este super șifonată, dar asta e situația. Nu prea este, nu știu ce, interesant. Asta este albă, simplă, dar are și este cu mânecă lungă și gulerul este un pic mai lung, adică îl poți întoarce de două ori în partea de sus, iar ca lungime este decent, adică o pot băga în pantalon. Pe asta am cumpărat-o, văd că în mărimea M, pentru că mi se părea că era model mai larg decât cea neagră și am vrut să nu fie super lungă și la mâneci și în partea de jos, așa că este chiar perfectă. Încă cred că puteam să-mi cumpăr și un S la asta, pentru că nu cred că m-ar fi strâns foarte tare, chiar era ok, dar am zis că totuși merg pe un M, pentru că practic eu M port oricum. Iar acum, dacă nu ați văzut vlogul meu pe care l-am postat, cred că acum o săptămână sau ceva de genul, acolo v-am arătat niște cizme de la site-ul acesta depurtat.ro, pe care eu v-am spus că mi-am cumpărat de fapt alte cizme albe pe care tot așa le-ați văzut într-un alt vlog de-al meu, le-am schimbat și mi-am cumpărat altele pe acestea negre pe care urmează să vi le arăt. Vi le-am arătat și în vlogul respectiv, dar dacă poate nu l-ați văzut, vi le arăt și aici. Și acestea sunt și cizmele. Sunt mega faine, mie mi le plac mega foarte, foarte, foarte mult. Sunt cu toc, în partea din față sunt tipul ăsta stiletto, tocul este chiar lejer, nu m-am așteptat, sinceră să fiu. Are un model din ăsta așa de imitație de șarpe, de piele, de mă rog, dar nu mă deranjează chestia asta, chiar mi se par faine. Fermoarul, v-am zis și în vlog că nu este până sus, este doar până aici, dar dacă nu sunteți foarte plinuțe, o să vă încapă piciorul în partea de sus și nu o să vă strângă. La mine, de exemplu, dacă le iau fără ciorapi, un pic alunecă destul de greu, adică le trag destul de greu în sus, dar dacă aș lua un ciorap transparent, 100% ar fi, 100% intră mult mai ok. Cam astea sunt produsele pe care eu mi le-am cumpărat. Îmi plac foarte mult și cizmele, îmi plac absolut toate articolele pe care le-am cumpărat și v-am spus, urmează să mai vină un coleg de la H&M acum de Black Friday cu reducere, dar trebuie să sosească, încă n-a venit, deși l-am comandat vinerea trecută, astăzi este joi, deci ar trebui să cam vină. Am spus că o să fac un alt videoclip în care o să vă arăt exact ce mi-am cumpărat de Black Friday, pentru că au început să apară câteva colete deja acasă. Și o să vi le arăt. Dacă vă interesează un videoclip de genul cu ce mi-am cumpărat de Black Friday, lăsați-mi în comentarii, pentru că mă gândesc că oricum o să-l fac, adică mi se pare o idee bună și măcar mai vedeți și voi niște idei, mai vedeți niște produse. Evident, majoritatea produselor sunt în materie de beauty și încă câteva lucrușoare, de-aia m-am gândit să fac un videoclip separat pentru treaba asta, să nu fie ăsta super lung. Așa că cam asta a fost ceea ce am vrut eu să vă arăt astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Iar noi ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!